venit la o seară în care vă veți întâlni cu aceea despre care se spune că la un moment dat au făcut drumul Moldovei. Și o parte din istoria Moldovei se leagă de această comunitate armenească. Ne bucurăm să fiți astăzi aici cu acordul primarului, cu acordul prefecturii, ca să puteți avea o seară în spirit armenesc. Aveți cafeaua armenească acolo. Este absolut încântătoare. Aveți elemente ale culturii armene. Și aveți aici pe scenă, în curând, o muzică absolut minunată. Vă invit întâi pe președintele comunității armene din Bacău, Vasile Agop, să vă spună câteva cuvinte despre ceea ce urmează în aceste trei zile. Și apoi vă voi completa întreg programul ca să știți la ce puteți veni și la ce nu are rost să nu rămâneți. Nu aveți decât două variante în aceste trei zile. Să vă bucurați alături de noi de ceea ce vom oferi. Mai ales copiilor. Vasile Agop. Dragi concetățeni ai orașului meu de suflet, Bacău, dragi conaționali, stimați invitați, am deosebită onoare să vă urez bine ați venit la cea de-a cincea ediție a Festivalului Teatrului și Filmului Armenesc Hayastan 2017. Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, având drept partener Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău, s-au gândit să vă ofere trei zile sărbătorești de muzică, teatru, film și voie bună. Mulțumiri deosebite pentru Primăria Municipiului Bacău, domnului primar Cosmin Necula și Consiliului Local Bacău pentru sprijin și înțelegere a tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Uniunii Armenilor din România, sucursala Bacău. Pe această cale, țin să mulțumesc conaționalilor armeni din Cluj, Gherla, Baia Mare, Dumbrăveni, Botoșani, Iași, București, Constanța, Pitești și Roman, ei se află aici în Piața Tricolorului. Țin să le mulțumesc pentru ajutor și colaborare la acest eveniment. Festivalul Teatrului și Filmului Armenesc completează într-o manieră atractivă seria de evenimente și manifestări programate a se desfășura în cadrul proiectului Bacău, Capitala Tineretului din România, Colorează-ți generația. În cele trei zile ale festivalului vom fi transpuși în sferele celestei octave, în momentul magic când Cosmin Rafael Bălean ne va interpreta la duduc, instrument ce simbolizează identitatea națională a Armeniei, fragmente din muzica tradițională armenească, apoi vom viziona piese de teatru și filme de scurt și lung metraj, muzică și dansul tradiționale. Vor fi organizate anumite ateliere pentru copii, în care aceștia vor fi familiarizați cu istoria și cultura armenească și să nu uităm de tradiționala bătaie cu apă, Vartavar. Nu ne îndoim nicio clipă că renumitul port popular armenesc Tarazul, precum și dansurile populare armenești, vor fi cu siguranță în atenția dumneavoastră. Printre altele, n-am mai gândit și cât de încântați ați fi să vă întâlniți cu fericirea. Să-i amintiți, vă rog, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea. Casa cu flori, strada Speranței la parter,
o mai aștept și mai sper. Și cine putea să indice cel mai bine adresa dumneavoastră? Nimeni alta decât inegalabila și veșnic tânăra artistă de origine armeană, Corina Chiriac. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să declar deschise zilele Festivalului și Teatrului și Filmului Armenesc Hayastan 2017 și să vă doresc vizionare plăcută. Cu deosebit respect, vă salută Vasile Agop, președintele Uniunii Armenilor din România, sucursala Bacău. Am să vă spun programul, ca să știți cumva ce avem de văzut. În această seară, în curând, de 5 minute, vor veni una dintre cele mai frumoase formații de muzică românești, dar care își păstrează în ele sufletul armenesc. Este formația lui Cosmin Rafael Bălean, în care îl găsim pe Adrian Sămărtinean la tobe, pe Norbert Dumitresc, pe Francesca Moldovan Ioară și pe Cosmin Rafael Bălean la duduc. După el urmează un film documentar despre o frumoasă, superbă mănăstire din Armenia. O mănăstire ridicată din dragoste. Din dragostea arhitectului ei pentru o tânără de 17 ani. S-ar putea să recunoașteți ceva, ceva din mitul lui Manole. Veți vedea apoi un film documentar rupt de această poezie armenească. Un film premiat, City Tour, al regizorului Andrei Todorescu, care în acest moment lucrează deja în Statele Unite. O să vă spun câteva cuvinte în plus înainte de film. Mâine veți avea de la ora 10 teatru pentru copii. Dacă avem copii în sală, pot să ridice mâinile? În sala de sub cer? Bravo, perfect! Tot pentru ei, de la ora 11 încep ateliere pentru copii. Și de la ora 14 puteți să veniți în costume cât mai fragile ca să aveți parte de o udare cu apă în stil armenesc. Este o sfințire în care avem voie să stropim cu apă pe cei buni și pe cei mai puțin buni, numai ca să-i sfințim cum se cuvine. De la ora 17:15 aveți dansul tradițional armenești cu ansamblele Vardavar și Haia Kakak. Nu vă propun să spuneți numele lor, dar dacă vreți să putem scrie la un moment dat ca și în limba armeană, aveți acolo un loc unde se pot face litere armenești. De la ora 18:00 sunteți invitați la teatru, compania Rampa, cu spectacolul Stai pe Lupian. Este inspirat după Cartea Șoaptelor a scriitorului Marujan Bosganian. Carte despre care o să vă vorbesc la momentul potrivit, câte premii a adunat deja, o carte care a fost deja propusă de 3 ori la Premiul Nobel de 3 popoare diferite, armean, israelian și român. Apoi, urmează un spectacol muzical în care o veți recunoaște pe Corina Chiriac. De la ora 20 urmează filmul artistic The Promise, Promisiunea. Duminică aveți iar teatru pentru copii, iar atelier pentru copii și iar muzică tradițională, dar germană, cu formația Zwei mal Zwei, dansuri tradiționale și teatru cu trupa Chevorchian în largul mării, o să vedeți în largul Zării. Apoi urmează cinema scurtmetraje,
subiecte superbe în mici pilule care o să vă fac o deosebită plăcere. Vă doresc să fiți cu noi în fiecare seară. O seară bună și invităm pe scenă pe Adrian Sămătinean Tobe, Norbert Dumitrescu Lape, Francesca Moldovan Fioară și Cosmin Rafael Bălean Dudu.
seara! Permiteți-mi să vă spunem și noi bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit la acest festival minunat! Suntem foarte bucuroși și onorați să fim și noi parte al acestui festival. În această seară sper să vă... Asta este scopul nostru, de fapt, să vă transmitem, să vă arătăm prin imagini, prin film, prin versuri, prin muzică, câte ceva din poporul armean. Pe parcurs vă vor vorbi și despre acest instrument și multe altele alături de Florin. Următoarea piesă este o baladă armenească. Bineînțeles, toate vor fi piese armenești, de dans, balade și așa mai departe, povești de dragoste și așa mai departe. Cosmin Rafael Băleac întotdeauna cântă mai bine decât vorbește, pentru că are emoții. Dacă îl puteți ajuta cu aplauzul, s-ar putea să-și regăsească vocea. Vă mulțumim!
continuare un dans armenesc.
Mulțumim! Vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest instrument pentru cine îl cunoaște. Se numește duduc, clar. Mai tare te rugăm! Se numește duduc, este un instrument popular armenesc și datează de peste 3000 de ani. Interesant la acest instrument este că nu a suferit schimbări majore. Sigur, s-au adus ceva retușuri, dar important este că schimbări majore nu au avut loc. Cu toate că datează foarte mult, de foarte mult timp, el s-a făcut cunoscut în urma multor coloane sonore, a multor filme. Troia, Gladiatorul, Pirații din Caraibe și multe alte filme. Sunt de spus foarte multe despre acest instrument. Este un instrument în care armenii își cântă, își exprimă toată bucuria, dragostea, jalea și absolut tot prin acest instrument, prin muzică. Mai departe vom interpreta Nori, un mare compozitor armean, Comitas, Nori. Următoarea piesă, Armenia Duduk.
Continuăm cu un alt compozitor armean, Avetisian, iar piesa se numește chiar așa, Cireș înflorit. Armenia este cel mai mare producător de caise din lume. Și din singurele de cais se extrage amigdalina, care are un efect benefic asupra trupului, asupra bolilor tumorale, sistemului nervos și multe, multe alte boli. Și eu vă spun așa, dacă acest sâmbure de cais are un benefic asupra trupului, acest dioduc, care este făcut din lemn de cais, are un efect benefic asupra sufletului. Următoarea piesă, de la Yaman, foarte cunoscută în Armenia. Thank you.
fiecare mare durere. Selim.
aici un instrument, se numește Tav Shvi, înseamnă fluier mai gros. Este tot din familia dudurilor. Instrumentele lui Cosmin Rafael Bălan au făcut furoare în țările nordice. Sunt instrumente vechi armenești, care au în ele, în primul rând și în primul rând, suflet. Nostalgia.
Da. Florin, facem ceva? Da, ok. Hai. Nu știu, improvizăm. Acum ceva timp am compus inspirându-mă, bineînțeles, din folclorul armenesc, dar și românesc. Următoarea piesă este o poveste, o poveste cred că a fiecăruia dintre noi, de atunci de când ne naștem, până mergeam la Dumnezeu. Încerc cu Florin ceva, nu știu. I-am zis înainte, poate reușesc. Thank you.
tot o piesă tradițională arminească, o piesă mai folk. Adrian Sămărtinean, colegul meu de la Filarmonica la Iată. La vioară Francesca Moldovan. Norbert Dumitrescu. Clape. Și mai avem o piesă, dacă mai doriți. Tot o piesă populară. Thank you.
Cosmin Rafael Bălean și trupa sa. Mulțumim, doamne Corina Chiriac! Ai băgat să mă, da? Thank you.
Bravo, Cosmin! Bravo, Juma! Mulțumim, vreau să felicit și eu pe Vasile Agop și pe toți organizatorii Parma. E foarte greu să faci ceea ce face el. Îi mulțumim încă o dată de invitație. Ne vedem la anul! Bravo, Silvătinan! Bravo, Norbi! Bravo, Francesca!